Giuli, vii să facem intro împreună? Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea și reprezintă RefKinetics.ro. El este șeful meu, Giuli. Astăzi vom vorbi despre, de fapt vom reacționa la antrenamentele personajelor de pe internet. Primul personaj este Ovidiu Găldeanu, care deși nu pare este chiar și nutriționist. Haideți să vedem ce are de spus Ovidiu. Mi-am schimbat rutina de antrenament, prieteni. O să fie mult mai ușor la antrenamentul cu greutăți și o să accentuez un pic rutina mea de cardio. De ce? Păi pentru că sunt în ultimele două săptămâni, sunt pe deficit de mult timp, am și scăzut caloriile și corpul meu, deci au scăzut capacitatea de recuperare și dacă tot continui eu cu exerciții gen întreptări, genoflexiuni cu bara în spate, chestii genul, risc să mă accidentez că nu am o capacitate mare de refacere a corpului acum. Așa că ce am făcut la antrenamentul de greutăți, la fiecare set, o să am. E oarecum corect în deficit când te duci la body fat-uri foarte mici, body fat-uri foarte mici, Ovidiu, într-adevăr, structurile articulare devin mai fragile, este alterată și sinteza de colagen, este alterat și muscle protein synthesis, este alterată și recuperarea, dar Ovidiu, e vorba de body fat-uri foarte mici, oricât de mult ai reduce tu kilocaloriile acum, singurul impact va fi asupra metabolismului, sub nicio formă asupra recuperării. Cel puțin eu așa văd lucrurile când vine vorba de body fat foarte mare, având rezerve atât de multe de grăsime, se va activa AMPK, adenosine monophosphate activated protein kinase, care va activa aceste mecanisme de gestionare a resurselor, de generare a resurselor din rezervele pe care le avem, astfel încât prea se pune problema să-ți fie alterată recuperarea. Nu ne că ar putea fi afectată într-o oarecare măsură, dar nu cred că e un context potrivit. Mi se pare un pic gimmicky. 8 repetări cu 15 secunde pauză la fiecare și o să termin și mult mai repede antrenament, dar o să plusez din cardio și după astea două săptămâni dăm înapoi cu forță. Asta ar fi rutina mea pentru toate două săptămâni, 45 de minute cardio după fiecare antrenament, pauză la fiecare și o să fac 3 serii de câte 8 repetări cu 15 secunde pauză la fiecare și o să termin și... De ce 15 minute pauză? De ce să-ți reduci performanțele? Nu este benefic. Nu îmbunătățești hipertrofia. Nu poți să-ți reții masa musculară. Nu oferi un stimul hipertrofic. Chiar dacă obiectivul tău nu este să crești masă musculară acum, un obiectiv foarte, foarte important va fi să îți menții performanțele, să-ți menții forța, să-ți menții stimulul efectiv. Tu faci acum o chestie contraintuitivă care îți va afecta în mod negativ antrenamentul. Niciodată o pauză sub 2 minute. Niciodată. Hai să zicem, poate faci la un moment dat o tehnică metabolică, dar în general nu trebuie să vizualizați pauza ca pe o tehnică de a menține intensitatea sus, ci mai degrabă vizualizați pauza ca pe o metodă de a îmbunătăți următoarea serie din punctul de vedere al performanței. Dacă veți vizualiza pauza astfel, lucrurile vor fi cu totul altfel. Astăzi, dragii mei, avem antrenamentul de picioare. Haideți să-i dăm drumul și... Glumesc. Ne punem la picioare. Știu că multă lume sare peste antrenament de picioare și ar prefera să fie brațe. Vedeți punctul ăla în care începe să se ridice și se curbează, pierde un pic cu controlul asupra... Foarte greu. Deci, o să încep cu ce a fost ok. Mă bucur că e desculț. Acest lucru dezvoltă propriocepția, astfel încât ai un control motor puțin mai bun, în special dacă ai platfus, te ajută treaba asta. Ați văzut cum și-a proiectat umerii foarte mult în față. Bun, haideți să vedem. Și avem așa, o linie aici. Aici o să vedeți cum se curbează coloana toracală. Aici nu recomand această curbură toracală. În momentul în care el e cu trunchiul atât de mult înainte, într-adevăr, pârghia de la nivelul femurului cu șoldul va fi de 90 de grade. Avem o amplitudine mai bună din punctul de vedere al flexiei de șold. Cam asta este flexia lui de șold de până acum. În momentul în care
tu te lași atât de mult pe față și puteți să vedeți încă o chestie interesantă. El nu-și duce genunchiul spre înainte, pare că intenționat nu depășește vârful cu genunchiul, dar cred că, având în vedere că are și o ușoară formă de platfus, are și o mobilitate foarte, foarte mică pe partea de dorsiflexie, astfel încât el, de fapt, nu poate să-și proiecteze genunchiul spre înainte. Deci aici sunt multiple probleme. S-a întins foarte mult cu trunchiul spre înainte, astfel încât, într-adevăr, amplitudinea mișcării pe partea de șold este crescută, dar acest lucru îți împinge centrul de greutate undeva în afară, foarte mult în afară, și acest lucru va pune foarte, foarte multă tensiune pe erectorii spinali de la nivelul lombarului și pe pătratul lombar. Astfel, lucrezi într-adevăr și fesierul, dar lucrezi foarte, foarte mult pe partea de să te opui extensiei din lombar. Prefera să fie brațe. Asta este toată dorsiflexia pe care o are el. El nu poate să facă mai multă dorsiflexie. Prin dorsiflexie mă refer efectiv la acest unghi dintre tibie și peroneu și gleznă. Aceasta este dorsiflexia. Dacă el ar fi putut să-și ducă genunchiul mult mai în față, ar fi avut o amplitudine mai mare a mișcării, ar fi putut să-și țină trunchiul mult mai la verticală, probabil ar fi avut un astfel de unghi și așa ar fi avut o pârghie mult mai bună pentru fesier, astfel încât exercițiul în sine să prioritizeze fesierul. Acum nu știu dacă el știe treaba asta, dar exercițiul ăsta e pentru fesier. Și ne uităm acum. Linia trunchiului este aceasta. Uitați-vă la nivelul de flexie. Cât de multă flexie avem. Cât de ascuțit este acest unghi, da? Și cât de mare este stretch-ul, cât de mare este stretch-ul pentru fesier. Genunchiul e un pic peste linia vârfului și pot să stau în centrul de greutate. Asta înseamnă să fii stabil, să pui tensiune pe mușchiul pe care vrei să-l lucrezi la acest exercițiu. Mai exact, fesierul. Într-adevăr, lucrează erectorii spinali, mai lucrează quadricepsul, mai lucrează și musculatura abdominală ca să stabilizeze. Dar per total, cam asta este ideea. Goals, whatever they may be, accomplishing stuff in life is what makes us live, what makes us feel good about ourselves, what keeps us pushing towards everything. Pain. Fucking pain. Bun, super. Hai că merg 12 repetări lejer și 3, haide și 4, sus, bine, și 5, și haide 6, sus, și 7, bine, și sus, Ișvan, sus, 8, haide că sunt aici cu tine, și 9, încă una, 14, excelent, bravo. Cum excelent? Ăsta e punctul inferior al mișcării, ok? Ăsta este trunchiul, ăsta este femur. Are un unghi de aproape 90 de grade. Genunchii depășesc foarte puțin vârfurile, ăsta nu e neapărat un lucru, eu zic e un lucru bun, dar și aici avem o problemă pe partea de dorsiflexie, vedeți, se ridică foarte, foarte ușor călcăiul de pe sol. Nu e ok să ții bara de aici, cel mai bine ar fi să ții bara din scurt, astfel încât să-ți activezi trapezul, să-ți activezi musculatura spatelui superior, ca să poți să menții această verticalitate a spatelui, 1 la mână, 2 la mână. El, neavând mobilitate, face mișcarea foarte, foarte scurtă. Ar fi trebuit ca femurul să depășească cel puțin paralelul, astfel încât genuflexiunea să fie, din punct de vedere al amplitudinii mișcării, suficient de amplă, astfel încât să fie stimulul hipertrofic mai mare, pentru că, în general, un range of motion mai mare înseamnă, în general, înseamnă un stimul hipertrofic mai mare. În afară de treaba asta, uitați-vă cu atenție cum fug genunchii ușor spre interior. Asta va pune presiune pe meniscuri, o presiune pe care nu vrei să o ai. Oricum tu pui în timpul genuflexiunii presiune pe meniscuri, dar vrei să fie o presiune distribuită uniform, unul la mână. Și doi la mână, uitați-vă cu foarte mare atenție la călcâie. Vedeți? Acolo se vede problema de mobilitate. Are o dorsiflexie asimetrică, dorsiflexie mult mai rigidă pe partea stângă, de asta se ridică acest călcâi. Asta înseamnă că acest genunchi suportă undeva la 60% din greutate și pe termen lung există o șansă foarte, foarte mare ca acesta să se accidenteze. De asemenea, amplitudinea e mizeră. Deci amplitudinea mișcării e mizeră, nu pare să facă core bracing și își pierde și extensia toracică. În ce are de zis? Pune acolo unde poți, perfect. Pune acolo unde poți. Cred că forma nu e bună pentru că ne-am epuizat până acum și ultimul exercițiu, dă-i, perfect. Și vreau să vă zic că așa trebuie să se comporte un antrenor personal cu clienții lui în momentul în care stă la antrenament, să se uite, să-l încurajeze la fiecare repetare, hai că mai poți, hai. Lasă-o dracu de treabă. Dacă tu ca antrenor trebuie să stai acolo să-i zici hai că poți, hai că e bine, hai că bla 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 și nici măcar nu ești în stare să-i spui bă, n-ai suficientă mobilitate să facem genuflexiuni.
Hai, du-te și tu la un kinetoterapeut, du-te și tu la un ortoped, rezolvă și tu problemele alea astfel încât să ai o sănătate articulară. Lasă-o dracu, Ovidiu, lasă-o dracu, efectiv. Hai că mai poți, nu să fie ceva de genul, da, da, faci bine, faci bine. Degeaba te-ai uitat acolo, Ovidiu, degeaba te-ai uitat pentru că literalmente clientul tău nu făcea bine. Da, da, da. Literalmente. Știți? Ca să activăm pieptul. Pentru că dacă mergem direct la împins, o să împingem foarte tare cu umerii. Eu făceam greșeala asta și chiar ajungeau să mă doară umerii. Deci o să facem niște serii premergătoare de fluturări ca să activăm pieptul. Pentru că dacă mergem direct la împins, o să împingem foarte tare cu umerii. Eu făceam greșeala... Nu! Nu are legătură! N-are! Și de ce n-ai prosop pe aparat? Jesus! 3 serii la fluturări să-mi activez pieptul, e nebunie. Și la fluturări aici vrei să îți imaginezi că uite așa vii și îți atingi bicepsii. Ăsta a fost un cue bun. Ăsta e un cue foarte bun. Ce nu-mi place în schimb e cum proiectezi gâtul înainte și cum îți ridici umerii aici pe punctul ăsta al mișcării. Treaba asta cu preactivarea la fluturări poate fi utilă, nu trebuie să o faceți. Dacă aveți probleme cu umerii, cel mai probabil este o problemă de tehnică sau, al doilea lucru cel mai probabil, e că aveți o problemă pe partea de sănătatea coafei rotatorii, dar nici de cum nu trebuie să începeți cu fluturările. Nu e neapărat un lucru bun. 12 repetări, frumos. Și acum... Și țineți dracu umerii jos când faceți fluturări. Vă rog eu, nu mă ridicați umerii, că mi-ajungeți pacienți, nu clienți. Aceeași mișcare ca și la pins, dă-i. Perfect, asta. Articulația scapulo-humerală pe partea dreaptă, aici pe partea asta. Claviculele lui cel mai probabil sunt orientate așa. Aici avem articulația acromioclaviculară. Această articulație este foarte predispusă la impingement, la leziuni de părți moi. Acest lucru se întâmplă în special când facem elevație scapulară și rotație internă. Nu este o regulă să faci întotdeauna impingement, dar este întotdeauna mult mai safe să ții umerii jos, pieptul sus și în special pe punctul final al mișcării să faci acea retracție scapulară. Acolo vei fi cel mai stabil. Acolo vei avea un stretch mult mai mare pentru pectoral, vei avea automat o amplitudine a mișcării mult mai mare. Ce vreau să spun cu asta? Am umerii jos, nu fac retracție scapulară, da? Pot să vin până aici, da? Încep să fac retracție scapulară. Wow! Un stretch mult mai mare pentru pectoral, o amplitudine mult mai bună a mișcării, astfel încât stimulul hipertrofic este îmbunătățit. Deci avem și siguranță și avem și un stimul hipertrofic îmbunătățit. Și încă o chestie pe care nu vă recomand este acest lockout agresiv. Problema nu este cu extensia în sine, problema reală este cum faci acel lockout. Îl faci lent și controlat? Cel mai probabil ești safe. Îl faci agresiv, exploziv, îți mucești articulația și poate dacă ești fată, poate o amplitudine a mișcării puțin mai mare și faci poate chiar o hiperextensie la nivelul cotului, atunci poți să creezi leziuni la nivelul structurilor articulare. Faceți lockout, dar încercați să-l faceți inițial exploziv și după aia încetiniți, faceți lockout, controlați negativ. Asta când lucrați în special la aparate pe partea de împins. Ăsta este ultimul la care reacționăm. Astăzi te arăt de antrenamentul meu de spate din provocarea minus 20 de kg în doar 3 luni. Salvează-l! 20 de kg în 3 luni, chiar și pentru o persoană obeză e mult prea mult. Maxim 12 kg. La primul exercițiu avem niște tracțiuni la helcometru, unde o să facem 3 serii 10-12 repetări, am avut 2 serii de încălzire înainte și ultima serie ar fi un drop set. Și eu acum vă arăt drop set-ul, let's go! Adică două seturi de încălzire și ultima e un drop set. Deci tu ai două seturi de încălzire și un drop set și ăla este singurul set lucrător. De ce să nu facem această priză atât de largă? Să luăm pixul. Avem humerusul. Ok? Proiectat așa. În momentul în care inițiem mișcarea și antebrațul nostru nu este la verticală, cam de aici, din poziția asta, până când cotul va ajunge undeva aici, vom avea o activare foarte mare la nivelul rotunzilor, nu la nivelul marelui dorsal. Ăsta nu este un lucru rău, dar țineți cont în momentul în care faceți aceste tracțiuni cu priză foarte largă, că mușchiul vizat în special este rotundul, nu marele dorsal, chiar dacă veți simți un stretch mai bun la nivelul marelui dorsal. Acum problema reală e alta. Ăsta este punctul final al mișcării, ok?
fiți foarte atenți ce se întâmplă cu humerusul. Este undeva sub nivelul umărului și ăsta este trunchiul. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu veneam cu cotul aici, ci poate veneam cu cotul aici, foarte, foarte tactin, foarte, foarte strâns? Cel mai probabil am fi îmbunătățit contracția pentru marele dorsal. Dar dacă el nu vizează marele dorsal la acest exercițiu, și încă o chestie, când faceți priza asta pe punctul final al mișcării, veți activa foarte mult și trapezul transvers și trapezul descendent. Din nou, nu e un lucru rău. Și chiar și romboizii. Dar e cam abominație exercițiu, atâta tot. Depinde foarte mult de ce îl faci. În general, oamenii îl fac pentru că au senzația că o să lucreze mai bine marele dorsal. Bun, ce puteți vedea aici? Antebrațul este la vertical. Cotul a ajuns foarte aproape de trunchi. Avem o activare mult mai mare la nivelul marelui dorsal. Iar în momentul în care mă duc sus, mă las un pic pe față, pac, 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 mă bag sub bară, am stretch. Deci amplitudinea mișcării este destul de mare în comparație cu acea mișcare. El a făcut priza undeva aici. Acesta ar fi fost humerusul meu și antebrațul meu. Asta ar fi fost direcția. Automat mișcarea ar fi fost puțin mai scurtă. Deci așa facilitez o amplitudine mai mare a mișcării. Bine pe condiționare. Bine pe condiționare. Trecem la următorul exercițiu. Urăsc mânerul ăsta. Ești prea lat în umeri pentru el și se vede treaba asta din unghiul pe care îl faci la nivelul antebrațului. Vedeți cum se duce antebrațul față de trunchi. În punctul ăsta avem o contracție foarte mare la nivelul bicepsului și foarte mică la nivelul marelui dorsal. În schimb, într-adevăr, când suntem aici, să vizualizăm că ăsta de aici se duce în interior, bun, și de aici avem celălalt braț. Teoretic venim așa. Avem un stretch puțin mai mare când venim într-o adducție, astfel încât la acest exercițiu cu acest mâner avem o contracție destul de bună la nivelul marelui dorsal în punctul ăsta și avem o rezistență destul de bună. Problema e că acea rezistență scade pe final. De asemenea, Jesus, Ovidiu, de ce dai atâta din cap? De ce trebuie să faci asta, Ovidiu? Pui tensiune inutil și pe cervical și pe toracal, amplitudinea mișcării nu e wow, dar asta e mai mult din cauza mânerului și ai o activare foarte mare a bicepsului pentru că el nici nu prea știe să folosească mânerul. O metodă bună de a folosi acest mâner ar fi ca în momentul în care inițiezi mișcarea să-ți proiectezi coatele în jos ca să activezi cât mai puțin bicepsul și să strângi pe lângă trunchi, să menții această poziție, da? Nici de cum să nu vii aici. Nu în punctul final al mișcării. Deși putem să facem și asta, dar nu e nici cea mai bună abordare, după părerea mea. Nu-mi place cum face ciocanele, nu-mi place că nu se duce până sus de tot pe mișcare. Nu-mi place că nu-și duce puțin coatele spre înainte. Nu-mi place că a făcut două mișcări cu același unghi de acțiune al forțelor. Adică avem un fel următor. Ăsta este humerusul. Ăsta este antebrațul, rezistența acționează așa, da? Asta este greutatea. Punctul de contracție maximă este exact aici la 90 de grade, aici bicepsul întâmpină cea mai mare rezistență. Dacă antebrațul ar fi fost aici, bicepsul ar fi întâmpinat cea mai mică rezistență. Recomandarea mea în timpul unui antrenament de biceps ar fi să aveți cel puțin două linii diferite de acțiune a forțelor. De exemplu, să zicem că ar fi făcut acest exercițiu la scripete. Ăsta ar fi fost trunchiul lui, ok? Scripetele ar fi venit, cablul de fapt ar fi venit de aici. Vizualizăm ăsta ca și când ar fi cablul. Bicepsul lui ar fi întâmpinat cea mai mare rezistență în momentul în care antebrațul ar fi fost undeva aici. Înțelegeți? Acest lucru va facilita o contracție mai mare a bicepsului pe punctul inițial al mișcării, adică în regim de alungire. Acest lucru nu este neapărat superior, dar consider că ar fi superior să combini aceste două tipuri de linii de acțiune a forțelor diferite. Singurul avantaj pe care îl aduce acest exercițiu mai exact ciocanul este că vom activa într-adevăr și brachioradialul,
adică acest mușchi de aici, dar nu e un exercițiu excelent pentru brachioradial, e un exercițiu decent. Da, cam asta e tot. Nu mi-au plăcut multe lucruri, multe lucruri au fost ok, dar simt că m-am uitat, mă simt ca și când m-aș fi uitat la un om oarecare care a venit poate după 2-3 luni de sală și a luat camera și a început să vorbească despre fitness. Exerciții executate superficial, tempouri superficiale, conceptual, mișcările foarte greșite, de exemplu și aici, după cum puteți vedea, e cocoșat, e cu pieptul înainte, are și o problemă cu lombarul pentru că are lordoză. Bine, astea sunt problemele lui. Dar, per total, antrenamentul lui Ovidiu e cam de nota 3. Ovidiu, ai de lucrat la tehnică, ai de lucrat la tempo, ai de lucrat la intensitate, ai de lucrat la deciziile pe care le iei cu privire la combinarea exercițiilor. Desigur, n-am văzut un antrenament complet cap-coadă, cu excepția ăstuia, dar aș fi vrut să văd mai multe seturi lucrătoare, fără să văd speed-up-uri, deși înțeleg ce înseamnă TikTok. Bun, asta este tot. Numele meu este Robert Florea, reprezintă RFKinetics.ro. Spune-mi despre ce vrei să vorbesc data viitoare, dacă vrei să mai reacționezi la un antrenament sau la o anumită persoană, lasă comentariu. Și cel mai probabil îți voi răspunde că nu pot să reacționez la toate antrenamentele, dar dacă dați mai multe mesaje cu același antrenament, poate că facem. Bine, facem. Bun. Adios, amigos.